Temperaturile mai ridicate din ultimii ani să au dezvoltat lent, dar desigur, piața de plante exotice din țara noastră. Din ce în ce mai mulți producători horticulați din România au fost vândute cu prețuri între 50 lei și 5.000 lei, în funcție de dimensiunea fabricii. Unii producători oferă garanții că bananele au început să producă rezultate și chiar vorbesc despre producerea 45-50 de kilograme de într-o singură fabrică. Copacii care cresc în tropice pot fi acum văzuți la curtea româniană, în Chitila sau Târtelf. Citiți, de asemenea, noi soiuri în patria pepenei, din cauza schimbărilor climatice. În Dăbuleni sunt pregătite fistic, kiwi, măsline și curmledici 24. Vând 3 metri de apenave mari, aduse din străinătate, crescute de mine timp de 3 ani, o coroană foarte frumoasă, frunzele au 1 metru, vor produce fructe. Aceasta este vocea anunțului de pe platforma de vânzări online. Vânzătorul Cristi, pe numele său, provine de la Cluj și cere 1.000 de euro pentru a. La telefon ne oferă detalii suplimentare. El a spus că a adus mai multe din Siria și Turcia și că, tratate în mod corespunzător, astfel de plante, în al treilea an, dând roade, iar producția lor ar putea ajunge la 45-50 kg. Aceasta este o banană din soiul lui Moise, care de asemenea dă roade cu noi, dar astfel încât fructele să fie prăjite, trebuie să fie mutate în interior. O pâine de banană poate ajunge la 45, chiar și 50 de kilograme, a spus vânzătorul. El a recomandat utilizarea pământului de palmie, și anume, solul ventilat, udarea regulată cu apă și întreținerea cu apă și tratarea cepei pentru acest caz, cel mai probabil susține el, unde plantele fac păduchi. Majoritatea celor care vând susțin că plantele lor produc fructe, 10 de ani multe, dar este foarte dificil să ajungi la fructe. Anișoara Verzeanu, producător din Tărtașești, județul Dâmbovița, vindea din soiurile Moses, aduse din Malaezia. Pentru a vă explica, nu a existat nicio șansă să coaceți în aer liber. Anul trecut se înflorește în iunie. Aceasta este o înflorire spectaculoasă. Apoi, sub fiecare petală de flori 10-15 sunt formate în grupuri, care au crescut în iulie, august, septembrie și în octombrie. Fructele reprezintă aproximativ jumătate din ceea ce știm că arată ca o banană. Nu pot coace pentru că vine rece, a spus Anișoara Verzeanu, care vinde 100 de plante lei 50 de centimetri. Același lucru îl susține pe John de la Timiș. Banana pe care a vândut-o a venit la fructe, dar